Ok, o să intrăm în al doilea meci. Este 1-0 pentru Skillos. Rapid și ușor. Ok, nu aveam sunet și mă întreba, oa, de ce? De ce nu am sunet? De ce nu se aude nimic în urechea? Ok. Era pentru că am intrat pe celălalt calculator, pe celălalt monitor. Da, mă dau mare, am două monitoare, ha, ha, ha. Ce tare. Bun, suntem pe Hardwire Lee, cea de-a doua hartă din acest Best of 3 și este 1-0 pentru Skillos. Pardon, 1-0 pentru Skillos, am spus. Bun, Skillos are o șansă mare să ajungă departe în acest APT. Toți au promis acest lucru, toți zic că are o mică mare șansă, să zic așa, să câștige acest APT Cup. Bun, hai să-i prezentăm, da? Trecem la prezentări. Hardwire, li am spus. În colțul din stânga jos al hărții, n-are nicio echipă, numele lui este Baragod. Bun, și în colțul celălalt al hărții, de la Team Root Gaming, îl avem pe Skillos, care joacă cu rasa Protoss, rasa lui de bază. Ok, bun, avem un... Oh my god! Doamne, ce avem! Îmi vine să-mi bat mascota în aceste momente, mascota streamului. Avem Proxy Canorash, de fapt este Canorash direct din partea lui Skillos în aceste momente. Avem două canoane acolo pe low ground, două piloane pe high ground din partea lui Skillos. Skillos încearcă acolo să-l ajute pe Baragos să distrugă acel pylon. Ok, dacă n-ați văzut așa ceva, Skillos zice, Baragos zice, ok, nu, fac ceva greșit în aceste momente, nu trebuie să distrug acel pylon. Și l-a ajutat aici pe Skillos să distrugă acel pylon pe care era pylonul lui Skillos în acest game. Ok, bun, vedem Zelot acolo ieșit din acel gateway, dar nu cred că va fi suficient. Zelotul cred că va fi distrus de către acel canon de pe low ground. În aceste momente Skillos nu prea are cum să mai piardă acest game. Vedem Cybernetic Scorpion bara de producție. Ce trebuie să facă Baragod în aceste momente? Trebuie să producă cât mai multe minerale și trebuie să aibă o probă scoasă din acest main base. Nu mai are niciun rost. 2 minute și 13 secunde s-a terminat acest game. GG, pa, pa, la revedere.